Sfinte, îndurate, milostive Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul Dumnezeu celui viu, care nu vești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Nu punem mâna noastră cea păcătoasă peste capul celor ce-a venit la tine cu căința și ce de-a tine prin noi iertarea păcatelor, ci punem mâna ta cea puternică și tare, ce se află în Sfânta Evanghelie, pe care slujitorii ce împreună cu mine o țin deschisă pe capul robilor tăi aceștia. Și mă rog împreună cu dânsii și ce iubirea ta de oameni, cea milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeule Mântuitorul nostru, cel ce prin prorocul tău Natan ai dăruit iertare lui David, care s-a căit de păcatele sale și e primit rugăciunea cea de pocăință ale Manase. Însuți, pe robii de aceștia care se căiesc de greșelile lor, primește cu știuta ta iubire de oameni, de cândere cu vederea toate greșelile. Că tu ești Dumnezeu nostru care-i poruncit să iertăm de 70 de ori de 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava ta, așa este și mila ta. Și ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului tuturor. Și după mulțimea îndurărilor tale, curățește fără de legile noastre. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Înțelepciune! Din epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel, citire! Să luăm aminte! Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, credeția, încântarea, curăția. Pe potriva unora ca acestea nu este lege, iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu pastinile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, pe Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șarte, supărându-ne unii pe alții și distruindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om într-o greșeală, voi fi Duhul Muncesc, îndreptați pe unul ca acesta, cu Duhul gândeți, luând seama la tine însuți, ca Dumnezeu să fie iubită. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini. Legea lor.